Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou, suntem în fața dumneavoastră, noi aici în studioul Producens din București, împreună cu invitații noștri pe care, bineînțeles, am onoarea să vă prezint. Avem alături de noi în seara aceasta pe doamna doctor Ioana Istratoaie, medic, psihiatru și psihoterapeut, și de asemenea pe domnul doctor Bogdan Istratoaie, medic, neurolog. Dragilor, bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Cred că din prima, stimați prieteni, v-ați dat seama după numele de familie comun, Ioana și Bogdan sunt soț și soție. Ei au venit împreună în studiul acesta, vin de departe, tocmai din Austria, și ne cunoaștem de ceva vreme și astăzi avem bucuria ca împreună să dezbatem o temă foarte frumoasă, bineînțeles o temă medicală, și să vedem câte ceva din ceea ce fac ei, cu ce se ocupă specializarea pe care ei o profesează acolo unde sunt. Așa că înainte de a intra în tema emisiunii, haideți să vorbim puțin, puțin despre voi, așa că cine sunteți, de unde sunteți și unde sunteți acum, unde profesați. Uh-huh. Ioana, te rog. Da, eu provin din București. Am plecat acum 5 ani aproape din București. Ne-am mutat în Austria, la Linz, și am plecat cam imediat după terminarea facultății de medicină Carol Davila. Am plecat în Austria ca să încep stagiatura, respectiv după aia să completez cu rezidențiatul pe psihiatrie. Este o specialitate pe care mi-am ales-o din anul 6. Și inclus în formarea mea a fost obligatorie și formarea de psihoterapeut. Spitalul nostru ne oferea mai multe opțiuni de formare. Am ales cea rogersiană, centrată pe client, se numește ea. Nu este cea mai interesantă, dar era cea care mi-o oferea spitalul. Trebuie să te adaptezi și ai făcut bine că am acceptat. Că ai făcut alegerea aceasta, practic trebuie să vezi ce se poate face în momentul respectiv. Exact. Nu întotdeauna trebuie să facem ceea ce am vrea noi să facem, ci ceea ce se poate face. Dar Bogdan, te rog, continuă. Că în plus de psihoterapia asta centrată pe client, am vrut neapărat să fac o formare și creștină. Și am început acum 2 ani, în plină pandemie, formarea de traumaterapeut creștin în Germania, la Institut Creștin de Formare, care e chiar acreditată european. Este singura formare acreditată europeană de traumaterapie creștină. Și asta a fost cea care mi-a completat și mi-a dat un sens formării mele și îmi place cel mai mult din ceea ce fac. Doamne, domnule, uite, un om bucuros de ceea ce face. Înainte să-l întreb pe Bogdan câteva lucruri, trebuie să spun, deja ai spus câteva idei foarte importante. Sunteți o familie creștină, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, oameni care îl slujesc pe Dumnezeu, care momentan, pentru o perioadă, sunt plecați în străinătate, dar care la un moment dat se vor întoarce în țară. Asta ca să nu vă pare rău că îi vedeți în față, pentru că probabil și dumneavoastră ca și mine, de altfel, când văd oameni specializați, în special medici și nu numai medici, profesori, văd că sunt plecați în străinătate, îmi pare rău când îi văd în afară, dar mulți dintre ei se vor întoarce, așa că și Ioana și Bogdan vor face lucrul acesta când se va putea și când Dumnezeu va îngădui pasul acesta către casă. Bogdan, câteva lucruri despre tine. Spune de unde ești și cum ai ajuns să ajungi medicina? De ce ți-ai ales medicina? Foarte bună întrebarea. Mă numesc Bogdan Istratoaie și deloc sunt din Lugoj. Tot așa am plecat în străinătate și împreună cu soția mea. Sunt medic rezident neurolog și am ales medicina datorită faptului că am vrut să ajut oamenii din jurul meu să îi tratez egal, respectiv să aibă o demnitate atunci când sunt tratați. Cam asta este motivul pentru care eu am ales să fac medicină. Respectiv, neurologie am ales-o târziu de tot, în anul 5,
în timpul unei schimb de experiențe ca și student în Germania, unde am și studiat neurologia. Am făcut o perioadă de 6 luni de Erasmus la Würzburg și m-am și hotărât că este cel mai bine dacă îmi fac rezidențiatul, din punctul meu de vedere, pentru mine ca persoană în străinătate și să vin apoi cu acel rezidențiat și să practic în România neurologia. Mm-hmm. Excelent! Asta este o veste extraordinară. Mă bucur când ai noștri români conaționali, dar au performanțe în afară, când sunt recunoscuți pentru să spunem, profesionalismul și mai ales seriozitatea de care dau dovadă. Știu că voi face lucrul acesta, așa că slavă Domnului, aveți o mărturie să spunem frumoasă înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu, în primul rând. Da. Ioana, prin specialitatea ta, o să mă adresez mai mult ție în seara aceasta. În primul rând, pentru că tema pe care am ales-o și acum am să dezvălui și tema, este psiholog, psihiatru sau neurolog. La cine să merg și când? Profit de prezența voastră în studio, avem aici un neurolog, avem un psiholog, psihiatru. De fapt un psihoterapeut, da, și un psihiatru, așa că ca mine cred că sunt și mulți alții. Acum nu spun că nu știu, că m-am pregătit pentru emisiune, stimați prieteni, și am învățat care sunt diferențele între un neurolog și un psihiatru, dar cu siguranță sunt mulți în fața micilor ecrane și ar dori să afle care este diferența sau care sunt lucrurile, până la urmă, care se aseamănă. Și mai mult aș merge puțin mai înainte și aș vorbi puțin și despre ceea ce face un psiholog. Dar pentru că sunt trei termeni, psiholog, psihiatru, neurolog, sunt trei specializări, sunt trei, aș spune, cabinete separate, de asta dacă le luăm într-o clinică mare, da? Te duci la trei oameni diferiți. Și problema este că în viața reală, atunci când apare câte un caz, câte o problemă, nu știu unde să o încadrez și mai ales tu ca și pacient sau chiar, hai să spunem, părintea unui sau o rudă apropiată, aparținători se folosește, cred că e termenul corect, al unui posibil pacient, al unui dintre aceste cabinete, nu știu unde să-l direcționez. Nu știu dacă are o problemă, are nevoie de o consiliere, are nevoie de, poate, de un tratament. Da. Sau o problemă care, mai ales că mi-aduc aminte, Bogdan, spuneai tu cândva că problemele astea neurologice pot fi de la orice. Și așa că o să ajungem acolo. Hai să vedem, Ioana, cum vezi tu, cum le prezinți tu pe astea? Și Bogdan, te rog să intervii ori de câte ori este nevoie. Aș vrea eu puțin să zic pentru început. Atât neurologia cât și psihiatria tratează boala organică a sistemului nervos central, respectiv neurologia și cel periferic. Deci, la început, din punct de vedere istoric, nu a existat o diferență între neurologie și psihiatrie. Doctorul era și neurolog și psihiatru. De-a lungul timpului, dezvoltându-se această știință și descoperindu-se diferite diagnostice, respectiv diferite opțiuni, diferite modalitate de tratament, s-a decis, nu este de mult timp această împărțire, împărțirea neurologiei și a psihiatriei în două specialități diferite pentru ca pacientul să fie cel mai bine tratat. Da. Și acum diferența între psihiatru și psiholog lasă ției mele să explice lumii, pentru că oamenii de obicei le încurcă și zic mai degrabă psiholog și la psihiatri. Da, pentru că e o linie atât de finuță, nu știu, așa simt eu. Dar, ce aș mai vrea să spun și este foarte important, nu este neapărat treaba pacientului să știe am o problemă, la ce doctor să merg. Acum facem o paranteză la neurologie, psihiatrie, psihologie, nu. Cel mai important este să existe o relație de încredere cu medicul de familie, iar medicul de familie are responsabilitatea de a îndruma pacientul în direcția respectivă, neurolog, psihiatru și psiholog. Sau alte, alte domenii din sau specialități din medicină. Foarte bună recomandare asta, dacă ai
Pentru că nu toți pacienții sunt au avut șansa să studieze sau să aprofundeze sau chiar uneori să meargă la școală și nu toți știu lucrurile astea. Deci se bazează, pentru început ar fi cel mai bine o încredere cu și o colaborare foarte apropiată cu medicul de familie. Mm-hmm. Am dat un search pe Google, Ioana, mm-hmm. și am văzut că multe cabinete scrie psihiatrie și neurologie. Deci doctorul mm-hmm. cu tare, psihologie. Deci practic și denumirea cabinetului așa, în titulatură, sunt oarecum puse pe aceeași firmă, pe aceeași panou. Da, de obicei poți să le studiezi pe amândouă. Deci dacă ai făcut neurologie, faci și stagii de psihiatrie și atunci, sau invers, ca psihiatru faci stagii de neurologie și atunci dacă îți mai adaugi această specialitate în plus, nu trebuie să mai studiezi mult timp ca rezidență. Nu. Și de aceea unii doctori au ambele specialități. Mm-hmm. Ioana, te rog, cum vezi tu lucrurile? Ca și soțul meu, dar ca și completare, exact, diferența este la noi în domeniul psihiatriei, sănătății mintale, încotro te îndrepți mai întâi. Asta cred că e ceea ce oamenii se întreabă, la cine să mă duc, pentru că ai diferiți termeni, da? Medicul psihiatru, ai psihologul clinician, de fapt, asta este titulatura lor, și psihoterapeutul. Și apoi mai ai și în domeniul, nu numai creștin, dar este în plus apărut și consilierea. Și atunci ai, de fapt, patru specialități la care să te îndrepți și să te uiți. Și aici intervine diferența între natura stării omului. Adică acum ne uităm la el, ce îi trebuie mai întâi. Și asta tot așa aș dori, mi-ar plăcea mult să fie un medic de familie care se uită mai întâi la situație și știe să facă triajul acesta. Pentru că se pierde foarte mult timp dacă începe omul să-și aleagă încotro să o ia. Eu recomand oricum din primul contact să fie cu un psiholog clinician și acum o să argumentez de ce, pentru că psihologii clinicieni au studiat o facultate plus multă, multă practică în spital. Ei știu și partea de psihologie, adică știința care studiază comportamentele, interacțiunile umane, care bolile, tulburările psihice, mentale, și legat de asta, când te uiți la când se uită un psiholog clinician, el poate să decidă dacă acestui client din fața lui îi trebuie un medic psihiatru sau nu. Sau dacă ajunge un psiholog sau poate să zică în cazul tău de față poate să fie recomandată și psihoterapia sau consilierea. Deci, practic, el face triajul. Exact. În funcție de ceea ce observă, că e foarte important, cred că consultul inițial. Da. Un psiholog bun își poate da seama dacă cumva e ceva la nivelul consiliului psihologiei sau e nevoie, într-adevăr, de ceva mai amănunțit la exact. Niște consultații la psihiatrie. Exact. Pentru că psihiatria e o ramură a medicinei care se ocupă cu prevenire, diagnosticare, tratament și reabilitare. Deci include tot al clientului, un tot de care începe de la prevenire până la reabilitare, toți pașii. Și psihologia se ocupă mai mult cu diagnosticare și reabilitare, așa undeva, că tratamentul și o parte din tratament, dar acesta fiind doar pe bază de discuții, dar nu zic doar în sensul că e prea puțin, ci pentru că aceasta e ce poate ei oferi. Așa este. E foarte important ce spui și mă gândesc la lucrul acesta. Acum, și vorbim din viața practică, ne uităm puțin la ce se întâmplă în jurul nostru. Fiecare dintre noi, acum trebuie, dacă suntem sinceri cu noi înșine în primul rând, trecem prin diverse stări. Mm-hmm. Începem de la cea mai frecventă stare, de stres, oboseală, care poate să ducă la anxietate, care poate să ducă uneori la, știu, scăderea capacității de muncă, care poate la un moment dat ducă la insuccese, da?
care poate să ducă la unele, la depresie, poate să ducă la tot felul de lucruri, da? Inclusiv te poți îmbolnăvi de alte afecțiuni ale organelor interne. Acum, să discutăm puțin și de aspectul ăsta, de legătura asta între tot ce se întâmplă în corpul de ca un tot. Și primul lucru este, prima senzație pe care o ai, zic eu, este să nu spui la nimeni sau să te ascunzi sau să încerci să o rezolvi, să te duci pe acum pe internet, să întrebi pe cineva foarte apropiat, să te tratezi singur oarecum. Sau să-ți iei o vacanță, să zici că dacă te duci, poate te... Se poate întâmpla și lucrul acesta. Dar, general, problemele acestea ale omului care țin de suflet, de minte, de chestia asta, să spună, foarte, foarte... Pentru că este și stigmatul acesta. Da. Dom'le, am fost la psiholog odată, dar am fost la psihiatru și mai nasol. Adică, deja oamenii te văd nebun. Te declară un om care a ieșit de pe traiectorie și zice, cu ăsta n-ai ce să te aștepți. Și atunci, e o jenă. Deci că poți să-i spui unii prieteni, n-am nicio problemă să vorbesc cu voi, să vă zic o problemă pe care o am sau care cred eu că ar atrage, să spunem, o anumită, să spunem, consultație din partea voastră ca medici. Dar te duci undeva unde nu știi ce se poate infla. Există, într-adevăr, rețineri ale oamenilor și foarte mulți încearcă să se ascundă. Ideea este că ascunderea aceasta duce la un moment dat în timp niște afecțiuni probabil mai nasoale. Da. Se numește cronicizarea situației, adică când încep să simptomele și stările alea să nu mai treacă, ci să rămână. Și când nu are loc un contact cu un profesionist dintr-un domeniu al sănătății mentale, cel puțin asta am observat. Cel mai des am observat-o la pacienții și clienții români, care i-am acum, și străini așa în general, pentru că nu au încredere astea în sistemul medical, în a apela la altcineva. Cred că are și legătură mult cu trecutul țărilor din care provin acei oameni, dacă există o neîncredere în sistem. Clar, în sistem. România există 100% de aproape. Și atunci încerci cu Dr. Google să-ți rezolvi problemele cât poți sau să discuți între prieteni sau, da, încerci pur și simplu cumva să te descurci fără să ajungi la un medic sau la un psiholog, pentru că de obicei când ajung este de ceva ani. Deci nu prea am, adică austrieci îmi vin la timp, dar restul vin destul de târziu. Da. E păcat că oamenii nu profită de faptul că Dumnezeu a lăsat cunoștință omului în așa fel încât să poată să studieze mai îndeaproape ramurile medicinei și cu ajutorul lui Dumnezeu în zilele noastre chiar există o paletă foarte largă de tratament și mai ales în țările vestice oamenii ajung la o vârstă înaintată sănătoși. Deci e foarte importantă prevenția. Deci, la fel cum aplicăm principiul prevenției la mașină, tot așa trebuie verificăm mașina, schimburi de ulei doar pentru că impune statul, tot așa ar trebui făcut și la om. Ar trebui niște controle obligatorii pentru ca să determini din timp dacă ți este bine sau dacă ți este rău. Pe de altă parte, dacă un om nu are încredere în doctor, în general, recomand cu tărie second opinion. Cere a doua părere. Du-te la unul, du-te la altul, la al treilea poate chiar. Nu e niciun rău în aceasta și să vezi ce... Atunci să te convingi, pentru că acei oameni sunt independenți și toți aceia trei zic aceeași diagnostic. Sau nu. Și atunci măcar se fac investigații mai multe. Dar oricum, practic... Toată medicina din vest așa funcționează pe principiul prevenție plus second opinion, toate lucrurile. Toate. Da. Acum spun și din experiență practică, vorbesc de mine. Dacă nu te doare nimic, nu prea ai nicio trage din ăsta și la doctor. Și spune întotdeauna, și durerea la un moment dat spune e o binecuvântare. Și cred că este, pentru că e semnalul ăla, să spunem, zgomotos, care... te trage pe dreapta și spune du-te și vezi care e situația. De obicei e prea târziu atunci. De obicei e prea târziu. Ideea este că deși, cum să spun, compania la care lucrez are un contract cu o rețea de clinici și
practic nu m-ar costa mai nimic să mă duc să fac un control anual. N-am mai făcut de mult și acum anul ăsta am făcut și am văzut cam care e situația. Deci nu e foarte și am de lucru. Dar vreau să spun că mentalitatea asta noastră, și nu numai a românilor, a celor din Est în general, este de doamne, dacă lucrul merge, lasă-l așa, că merge, nu umbla nimic, nu schimba nimic. Când nu mai merge, atunci ai să simți, o să-ți dea semnale. E foarte păcat acest lucru, pentru că în Austria observ cum sunt diferite etnii sau respectiv oameni care au migrat din blocul estic și muncesc, mai ales persoanele din Est, care imigranții, muncesc foarte mult, sunt foarte silitori și cât prind 4-5 ani de pensie, da? Deci muncești toată viața, nu poți să te bucuri de o perioadă de liniște, de odihnă, să te bucuri de ceea ce ai, pe când ceilalți știu să aibă grijă de ei și au prins și 30-40 de ani de pensie. Da. Deci, dacă pe unii stimulează efectul financiar, și recomanda pe partea asta să investească, să se caute, să diagnosticheze la timp ceea ce au, pentru că scopul medicinei, și cam așa ar trebui să fie, ar fi să păstrăm omul sănătos. Tu nu poți să-l faci pe om mai bun decât l-a creat Dumnezeu. Nu există așa ceva. Fie ca doctor oprești progresia bolii, foarte, în mai rare cazuri reușești o curabilitate și să se ajungă din nou la stadiul de dinainte a bolii respective. Bun, acum o întrebare provocatoare pentru amândoi. Și la nivel neurologic și la nivel psihiatric, care credeți voi că sunt factorii, poate cei mai neînsemnați, pe care de obicei să zicem, nu-i băgăm în seamă și într-adevăr poate să genereze o problemă de sănătate. Și la tine, ceva care poate ne se pare banal și la un moment dat, dacă lucrul ăla continuă, se poate să avem o problemă și să vizită. Și va trebui să vizităm un medic neurolog sau mai mult să mergem chiar la o problemă mai gravă la un psihiatru. Cred că la tine e mai complex așa. La mine aș putea să zic foarte simplu controlul tensiunii arteriale și prevenția diabetului. Asta, respectiv a hipercolesterinemiei, pentru că creierul este un organ care este aprovizionat de vasele de sânge. Dacă acestea vin cu o presiune, între ghilimele, o presiune foarte mare, pot avea modificări ale micilor vase de sânge care trec prin creier sau ajung la final, la ultimele conducte ale sistemului vascular, care se pot, între ghilimele, înfunda și, practic, acei neuroni mor. Deci scade în volumul cerebral pur și simplu datorită afectării vasculare. Deci, dacă ai grijă de vasele tale de sânge, să ai grijă să nu ai o tensiune nediagnosticată, tensiunea nu doare. Da? Asta este. Așa este. Deci o hipertensiune nediagnosticată, respectiv o hipercolesterinemie care iar nu doare, sau cel mai puternic killer silențios este diabetul, care afectează foarte mult vasele de sânge. Deci asta ar fi una dintre cele mai importante prevenții pe care le poți face din punct de vedere neurologic. Care se pot adresa oricărui care aude acest mesaj. Foarte, foarte important, pentru că aici, și acum, dacă mergem puțin mai înainte, de fapt mai înapoi, ajunge la alimentație, mișcare fizică, stilul de viață sănătos, da, odihnă. Astea sunt, până la urmă, deci, practic, și modul în care ne trăim viața de zi cu zi. Exact. Trebuie să fii un om echilibrat. Dacă ai un echilibru în viața ta, consumul de alcool din sau toate de punctele de vedere, mâncarea nesănătoasă, deci toate. Bun, exact ce ne place nou. Da. Ioana? Da, e mai complex ca să adresez tema asta. Mă tot gândeam acum că e a doua oară în viață. Bun, îți dau un exemplu practic. Da. Te întreb, hai să te ajut așa, te ajut eu. De exemplu, dacă ești un om care te îngrijorează foarte tare sau are o teamă. De exemplu, acum știu oameni și hai să îi spunem pe nume, pandemia acestea, care ți-au într-o frică continuă, știi? Acum, și noi ne protejăm și voi vă protejați. Da, suntem conștienți că asta e situația, dar totuși să trăiești cu frica ta că s-ar putea să mori în curând sau mai mult.
teama de ce se va întâmpla, că nu va fi atât de rău încât totul se întâmplă aici, că nu mai puteam lucra, nu mai puteam mânca, face bani pentru mâncare, să ții familia. Stresul acesta, nu, lipsa somnului. Știți, sunt oameni care nu ia somnul, deși au o situație economică destul de bună, financiară. Sunt niște chestii pe care, la un moment dat, poate fiecare dintre noi trece. Mare stresul ăsta cotidian, da? Starea asta atent. Pot cauza la un moment dat probleme atât de mari încât să ne tratați, să ajungem la... Cu siguranță, cu siguranță sunt și aceștia factori. Mă gândeam acum numai că e a doua oară în viață când vorbesc în românește despre teme psihiatrice, pentru că vorbim numai în germană sau în engleză și îmi ia un pic așa mai mult timp ca vin primul cu cuvintele în germană. Pentru că și sunt în limba germană e foarte expresivă, adică nu știu cum să zic, le denumește exact așa cum sunt lucrurile și e mai ușor practic să o vorbesc, pentru că limbajul ăsta psihiatric, psihologic este tehnic, e foarte tehnic, mi se pare dificil în limba română și a fost și în germană, dar este... definește un cuvânt în limba germană, definește tot ce înseamnă, e practic definiția ceea ce se întâmplă. Și mă gândeam acum că, da, apropo de toți factorii și ce se întâmplă acum în pandemie și clar noi am observat, am făcut statistici și ne-a ieșit că de când a început pandemia avem de 4 ori mai mulți pacienți decât am avut anterior. Dar ce pot să spun în acești 2 ani de pandemie, ce am observat, 2 ani s-au făcut, nu? Da, 2 ani. Cine acum a decompensat psihic și a ajuns ori la psihiatrie, ori la necesitatea de un psiholog sau un psihoterapeut sau consiliere, aveau anterior pandemiei probleme. Deci se acumulase stres, se acumulaseră probleme. Asta a fost doar picătura care a umplut paharul pentru cei mai mulți oameni. Și acești oameni, oricum, de-a lungul vieții, ar fi avut cândva acel episod depresiv sau anxios. Problema e când se cumulează mai multe evenimente stresante, una după alta, într-un an de 365 de zile. Și pentru asta eu de obicei foloseam, eu pentru mine și pentru prietenile recomandam și pentru clienți, totdeauna scala asta, inventarul de Life Stress Inventory al lui Holmes. E foarte interesant, se găsește pe internet foarte ușor. Repete, spune asta așa. Da, Holmes Stress Inventory, Life Stress Inventory. Da. Este gradat cu puncte fiecare eveniment stresant din viață. Cel mai stresant eveniment din viață este moartea soțului sau soției, 100 de puncte. Apoi, divorțul al doilea, 73 de puncte, separare, punctul 3, 65 și tot așa merge mai departe, cu boli ale unui membru din familie. Căsătoria în sine este, chiar dacă este ceva pozitiv, este un eveniment stresant, are 50 de puncte. Da. Și dacă ne uităm, sarcina, nașterea are diferite puncte, la fel, evenimente stresante. Ce e important? Punctele astea adunate, dacă depășesc un scor de 150 de puncte, deci dacă într-un an ai avut mai mult de 150 de puncte acumulate de evenimente stresante, deja ești susceptibil la la o problemă de sănătate, nu neapărat mentală, sănătate. Dacă ești deja între 150 și 300 de puncte, te așteaptă o șansă de 50% ca în următorii 2 ani să ai o problemă majoră de sănătate. Dacă ai trebuit și 300 de puncte, este 80% șansa. Deci crește exponențial șansa de a dezvolta o boală în trup și în psihică. De multe ori asta e cel mai important să știți că merg mână în mână toate. Da. Și nu contează care apare prima idee, că nu poți separa trupul de suflet. Și lucrurile astea care se întâmplă în jurul nostru, acum pandemia, izolarea, chiar spunea un psihiatru olandez, Van den Berg, zicea că dacă n-ar exista singurătatea, probabil n-ar mai exista nici bolile psihice. Asta e o ipoteză a unor psihiatri. Cealaltă este cea a lui Bessel van der Kolk, care m-a și format în traumă și el spune că dacă nu ar exista traumă, nu ar exista probabil boli psihice, pentru că
Este, a făcut o statistică foarte, foarte importantă și interesantă, făcută de CDC, de Center of Disease Control. Dacă nu ar exista traumatizare copiilor, o să revenim probabil pe tema asta, depresia scădea cu 54%, tentativele de suicid cu 58%, alcoolismul cu 65% și abuzul de droguri cu 50%. Deci toate astea s-ar reduce la minim jumătate dacă nu ar exista traumatizarea copiilor. Și apropo de traumatizare, în pandemie cel mai rău a fost pentru cei care nu au fost în siguranță. Au fost lockdown-uri și erau închiși cu partener, copii, părinți abuzivi. Deci în cadrul ăsta de lockdown am experimentat că am văzut și am avut pacienți care, mai ales paciente și copii, care veneau în gardă extrem de decompensați psihic, preferau, deci clar nu îți place să mergi în spital, dar preferi siguranța spitalului decât bătaile de acasă. Și abuzurile sexuale au crescut, se știu din statistici că pornografia, consumul de pornografie a crescut în lockdown-uri și din cauza izolării și nu numai, au fost, deci, clar, pe multe, multe aspecte au apărut acum probleme și care nu ne așteptam și acum nu facem față în ambulatoriu, deci la noi avem atât de multe cereri și cu liste de așteptări atât de lungi pentru că e cererea atât de mare. Dar, da, revenind la scala asta, practic, dacă ți se acumulează punctul 31, 34, 36 și 39, astea sunt legate de pandemie și deja ai un scor de 72 de puncte. Îți mai trebuie încă ceva în anul ăla și ajungi pe la 150. Deci nu este practic stresul acumulat, este mult mai rău decât un eveniment stresant pe an și cel mai bine să ți le împarți dacă poți, cât mai mult, că chiar vorbeam de curând într-un live că de ce apare depresia postpartum, pentru că foarte multe femei în sarcină decid în Austria, nu știu, așa e obișnuința la ei, să construiască casă. Exact. Și se apucă și fix în sarcină, până să vină copilul, hai să facem casă. Și e un stres, e un eveniment major stresant și chestia asta aduce la cumul de stres care după aia cu sarcină plus naștere deja depășești 150 de puncte și ajungi să ai un risc foarte crescut de postpartum depression, care apare oricum și pe bază de genetică și mai ales biologică, pentru că 72 de ore după naștere scad toți hormonii, estrogen, progesteron abrupt și practic te expui creierul la niște schimbări atât de mari hormonale încât n-are cum să nu biologia apară. Rămâne biologie. Adică așa ne-a creat Dumnezeu și trebuie să recunoaștem asta. Ce putem să facem noi și foarte important. Înainte de a ajunge și o să tratăm asta și practic toate aceste mari probleme o să le discutăm împreună de-a lungul unor serii de emisiuni. Stimați prieteni, emisiunea din seara aceasta este un intro a unei serii de emisiuni pe care le vom avea împreună cu invitații noștri. Unele vor fi în studio, unele vor fi de la distanță, dar să știți că vă pregătim ceva frumos anul acesta. Și e doar o introducere. Dar tot în partea asta introductivă, Ioana, aș vrea să te mai întreb ceva și pe tine, Bogdan. Cât de important este că indiferent de situația în care sunt, de cauzele acestea, inclusiv de alimentație, de mișcare, de stilul de viață, de traume, de știu eu, lockdown sau știu eu ce o mai fi pe lumea asta, cauze care pot genera efecte nocive asupra sănătății noastre. Și deja, în momentul când am ajuns la doctor, îți spunem că am trecut deja la o etapă târzie, este o etapă înainte, și anume a celor din jur, atunci când stai între oameni. Că bănuiesc, cu excepția celor pe care o să vorbim la un moment dat și despre singurătate. O emisiune o să vorbim despre singurătatea și pericolele care vin și bolile care vin cu ocazia acestei stări de viață. Există oameni, încă trăim în societate, rar. Acum, oamenii au și capacitatea de a se observa unii pe alții, de a se critica, de a se lăuda, de a face, știu eu, tot felul de complimente, de a aduce critici. Ca și oameni care suntem, ne vedem unii cu alții, ne mai întâlnim, mai discutăm. Cum am putea noi
previne sau am descoperit când cineva are o problemă și... Știi de ce? De ce vorbesc? Este în Sfânta Scriptură, vă aduceți aminte, o pildă, atunci când o locul acela care nu se putea deplasa, este luat de patru oameni și băgat în încăperea în care era Domnul Hristos, prin acoperiș. Aici e o stare, un exemplu clar a unui om care probabil nu se putea duce niciodată pe picioarele acolo. Deci la un moment dat e nevoie să intervină cineva ca să te ducă acolo. Și atunci sunt oameni care, fie că nu își dau seama, sau nu recunosc că au o problemă. Bănuiesc că ați întâlnit mulți care, deși au o problemă, ei nu recunosc că aveau o problemă. Ce putem face noi ca să prevenim? Că câteodată știu, mă uit în jurul meu, vorbim de acasă, absolut ne mă duc și încerc să-i observ pe oameni, să văd. Și mă aștept ca și alții să facă față de mine așa. Să mă citească oarecum, să zică, bă, nu ești prea bine sau ce e cu tine? Să zicem, hai o zi, două, trei, dacă sunt așa o incursiune de numai zile proaste și stă din acestea care dau de gândit, atunci ar fi cineva să te ducă dacă nu te duci singur. Cum vezi, cât de important este, să spunem, comunitatea în care trăiești? Cred că iară la mine a fi un răspuns, este puțin mai scurt. E foarte greu ca, dacă ești zi de zi lângă aceeași persoană, să observi schimbarea celui din jurul tău, persoanei de lângă tine. E foarte greu, pentru că schimbările adeseori sunt foarte fine, treptate și te obișnuiești cu o persoană respectivă schimbată. Cel mai frapant și cel mai ușor să-ți dai seama că persoanei dragi ție sau s-a schimbat ceva cu el și s-a modificat, are nevoie de un tratament, are nevoie de o prezentare la un medic, este pentru cei care se văd în etape, la o lună, la două luni, la trei luni. Deci asta, nu știu cum să zic, dacă mergi în vizită regulate pe an la un verișor, o mătușă și așa mai departe, ei pot vedea mult mai ușor schimbarea ta decât cei chiar care trăiesc în casă cu tine. Deci asta este pentru boli mai ales. Respectiv, deci mai ales la schimbări de comportament, cam așa este. În cazul bolilor acute cu a unui AVC, un infarct, astea se pot vedea brusc, apar brusc modificările și atunci trebuie și tu ca om să ai acest spirit al întreprinderii, deci să nu stai pasiv și să lași omul să se degradeze lângă tine, ci rapid la prima modificare, mai bine mergi mai repede la spital și mai des decât mai rar și și prea târziu. Foarte frumos, foarte bun. Ioana, tu cum vezi? Da, legat de comunitate, de fapt, asta e problema socială. Cum reacționează cei din jur la pacienții psihiatrici, respectiv clienții din... Că eu fac o diferențiere. Pacienții sunt cei care vin pentru tratament, la mine ca și psihiatru, iar eu în psihoterapie și în traumaterapie am clienți și de asta folosesc cei doi termeni. Și e bine pentru ei, pentru că exact scade din stigmă, exact cum ai spus la început, și e de ajutor așa să știe că am văzut că au avut probleme, faptul că se întâlneau când ieșeau unul de la mine din cabinet și intra următorul, nu le plăcea să se întâlnească și le explicam, stați liniștiți, sunteți toți clienții mei în psihoterapie, se întrebau, dar la ce are? Sau, na, e o chestie așa. Asta e o parte din cultura noastră, da. Așa ne-am obișnuit, băi, ăla e nebun. Știi cum, când ți-a pus stampila aceasta, acum, când ați prieteni, vorbim în limbajul ăsta popular, greu mai scap după aia, știi? Că orice îi zice, bă, asta are probleme, are probleme la mansardă. Deci numai că stai de vorbă cu un psihiatru, bă, ce l-o fi întrebat, ce probleme? Și curiozitatea, știi? Încearcă, și dacă chiar nu e ceva, îți inventează ceva. Da, da, da. Este? Da, da, da. E foarte dificil și complex așa omul și cum reacționează și mai ales contează cum a avut în familie imaginea asta despre boli psihice și în biserică, foarte important, cel mai... Ai atins un subiect foarte tare. Asta e cel mai dificil și asta pe mine mă afectează, ca să zic așa, dintre toate lucrurile, cel mai mult mă afectează răspunsul bisericii la clienții sau pacienții mei. Pentru că, deci în funcție de cum răspunde biserica, tu poți deschide ușa împărăției Lui Dumnezeu sau poți să o închizi pentru un om.
Și asta e, din păcate, problema în care eu o văd, deci e problema pe care o văd foarte dificilă și chiar acel lucru pe care Domnul Iisus l-ar critica numindu-l fariseism, când tu critici și vezi la altul o problemă și la tine nu o vezi. Și cel care, de fapt, s-a dus la psiholog sau s-a dus în consiliere, de fapt, e omul care se pocăiește și spune: am o problemă, am nevoie de ajutor. Și, de fapt, el e cel curajos și puternic. Asta vrea Domnul Hristos de la noi, să recunoaștem că suntem și avem nevoie de ajutor. Nu că ne ascundem și nu mai mult, nu facem pe vitej și atunci când noi suntem vai de noi. Domnul Iisus pe toți i-a întrebat: vrei să te vindec? Deci se ducea și întreba și vrea să vadă din partea lor o disponibilitate. Și la fel și în ziua de azi Domnul Iisus, adică el te întreabă dacă vrei și îți deschide oportunități pentru a o face. Dacă tu te izolezi și pur și simplu spui: eu mă descurc și singur, mă descurc și așa, e foarte bine să apelezi la Scriptură și primul lucru să te duci la psalmi în depresie și anxietate, psalmi 41, 42, sunt foarte mulți, sunt câteva cărți foarte bune scrise de psihiatri, respectiv psihologi creștini, despre depresie, despre anxietate. Clar, deci asta este primul lucru, te duci la Scriptură și te treci printr-un filtru al Scripturii să vezi ce se întâmplă în interiorul tău. Este acum o problemă care trebuie să o adresezi mai departe sau e ceva ce știi și tu că ai o problemă și știi și cum să o rezolvi? Pentru că, în anumite cazuri îți dai seama, uite, da, am o problemă cu persoana aia, trebuie să o iert. Sau, de exemplu, și mă macină neiertarea sau mă macină... Și neiertarea poate duce la o problemă foarte psihică. Multe probleme. Dependențele pot duce la probleme psihice? Clar. Da. Clar. Multe dintre ele au ca origine trauma, tot așa. Da? Da. Multe. Dar nu cele mai multe. Sunt, aș zice așa, cam în jur de jumătate sunt. Bun, destul de mult, zic eu. Și mai mult teama aceasta de stigmatizare, inclusiv în biserică, acolo unde lucrurile sunt tranșate altfel. Deci nu trebuie tot spiritualizat. Adică nu orice problemă pe care are un om de sănătate e problema unui duh sau problema unei, știu, necredințe. Bănuiesc că ați auzit expresiile astea. Clar. Îi pui omului stampila de necredincios sau știu că are nu știu ce duh sau știu ce altceva și atunci el poate are într-adevăr o problemă medicală, într-adevăr o problemă 100% care ține de spectrul vostru de activitate. Se poate trata, se poate vindeca și omul poate să fie pe picioarele lui în continuare și să rămână lângă Dumnezeu fără nicio problemă. Da, pentru că dar de obicei se apune și acolo și stigmatul ăsta spiritual e și mai greu decât ăsta la altul. Pentru că atunci ești văzut ca într-adevăr oaia neagră și în biserică și acasă. Da. E o povară pe care eu nu le doresc și nu vreau nimănui să o... Poverile neîmpărtășite la fel pot cauza probleme neurologice, psihiatrice? Mai mult pe sfera ta. Adică te referi la lucruri care nu le-ai mărturisit? Exact. Și lucruri care, pe care ți le reproșezi. Hai să spunem, vorbim de tine. Și care, oamenii care sunt introvertiți în general sunt mai, mai dispuși, bănuiesc. Oamenii care vorbesc, care se deschid, care se exteriorizează mult mai rapid, cred că sunt mai puțin pasibili. Dar totuși este trebuie să existe, apropo de comunitate, comunitatea asta, trebuie să existe comunitate, asta am zis, pentru că și să învățăm pe oameni să fim, ar trebui să ne fim deschiși unii cu alții, cel puțin și în biserica asta ne spune că de-aia suntem frați și surori. Să ducem poverile. Exact, să ne spunem și lucrurile acestea care într-adevăr nu ne plac să le spunem, dar asta ne eliberează, știți? Sunt două greșeli, așa, practic, care le face biserica, două extreme în care poate ajunge. Una să trateze, deci pe o de o parte să trateze deschis cu ostilitate și frică și pe cealaltă parte să accepte totul necritic, neluând în considerare că anumite terapii pot chiar face mai rău persoanei respective. Adică în sensul să accepti totul, du-te în terapie, fă psihanaliză și hipnoză, aici este partea critică a... care eu o văd ca și creștin,
Și sunt biserici care zic, e ok, du-te, fă orice, nu contează, ia, nu te uita la tine, la problemele tale, la probleme spirituale, totul, nu mai ia pastila și totul o să fie bine. Sau exact cealaltă extremă, tu ai nevoie doar de Biblie, n-ai nevoie absolut de pastile, lasă-le. Și no, nici nu încurajează mersul la tratament sau mersul la prezentarea la medic la timp. Mai ales că sunt, poate să vă zic că Ioana mai mult, pe depresie există pacienți cu depresie majoră care au pur și simplu, le lipsește nuclei în creier, mm-hmm. în trunchiul cerebral, nucleul afelului median, care, nuclei care dezvoltă serotonina. La pacienții care urmează în ani să dezvolte o demență, ai început de cel mai multe ori cu o depresie, da. Care ține 15 ani înainte să apară o demență frontotemporală, o să wow. PSP. Dar pur și simplu omul respectiv nu mai are acei neuroni în creier care îl fac activ, îi dau o dorință de viață. Ai spus iară despre problema împărtășirii problemelor tale sau să fii deschis, să nu ții în tine lucrurile rele mai ales. Eu, în dreptul meu ca neurolog, văd foarte des pacienți cu dureri tensionale, de dureri de cap, care sunt date foarte mult la pacienții care țin în ei, se frământă, nu spun sau nu își exteriorizează simțămintele, sunt bagiocoriți, suportă mult și nu zic, nu se descarcă. Atunci, foarte des, acesta este pacientul tipic cu dureri de cap care nu te ține 2-3 ore, te poate ține și 3-4 săptămâni. Și nu poți să iei medicamente câte vrei, dacă se contractă mușchiul, nu se relaxează de așa ușor prin sau nu se poate relaxa prin medicație, cât prin eliberarea de gândurile care le porți și de proverile care le ai. Da, legat de descărcarea asta, nu e bine să te descarci, e indicat, dar trebuie să știi în primul cum, fără să-ți faci rău, exact. Pentru că pentru mulți astea se numesc strategii de coping, cum faci față stresului. Dar unii se descarcă bând alcool, consumând cannabis, inclusiv în mediul creștin, sunt mult mai mulți decât ați crede. Și pornografia e tot o formă de descărcare pentru mulți. Deci sunt multe dependențe, dependențele cam toate au legătură cu un coping negativ la stres. Da. Eu am aș zice și persoanelor care nu sunt creștine sau nu cred în Dumnezeu și ascultă această emisiune, nu vă recomandăm și vă recomandăm mai degrabă să nu faceți, să nu intrați în dependențe, să nu se uite la pornografie, să nu facă, să nu folosească alcool sau să devină agresiv cu persoanele din jur. Deci în niciun caz să nu mergeți pe aceste căi. Bun. Dragilor, foarte frumos. Vă mulțumesc foarte mult. Prima parte a emisiunii s-a terminat. Stimați prietenii, vom avea o a doua parte a acestei introduceri. Practic, introducerea va avea două părți. Practic, în care discutăm lucrurile, să spunem așa, de început. Apoi, de-a lungul anului, vom trata diverse subiecte specifice ale celor două discipline, psihiatrie și neurologie. Dragilor, eu vă mulțumesc foarte mult. Ioana, mulțumesc pentru prezență. Bogdan, îți mulțumesc pentru prezență. Și noi vă mulțumim pentru invitație. Și ne vedem data viitoare. Doamne ajută. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici, din studio, vă mulțumim și vă spunem la revedere.